Bună dimineața, bine v-am găsit la conferința de presă de prezentare publică a rezultatelor unui sondaj preelectoral realizat la comanda Asociațiilor Obștești, Comunitatea Voci Dogmedea și Institutul pentru Politici Publice. Este un al doilea sondaj inclusiv cel realizat în ziua alegerilor, în cadrul unui proiect susținut de European Endowment for Democracy și Ambasada Țărilor de Jos în Republica Moldova, pentru care le suntem deosebit de recunoscători. În cele ce urmează, voi oferi cuvântul colegului Vasile Cantargi de la CBS Research, compania care a realizat acest studiu sociologic pentru a prezenta rezultatele, după care împreună cu colegii vom comenta rezultatele acestui sondaj și vom prezenta detalii despre sondajul After Poll pentru turul 2, pe care îl vom realiza duminică în ziua scrutinului. Vasile, vă rog să prezentați. Mulțumesc! Bună dimineața tuturor! Da, deși nu am metodologie, tu știi ce sunt? Unde-i slide-ul? Povestește-și. Acest sondaj este realizat, a fost realizat în perioada 3-7 noiembrie pentru a măsura evoluția preferințelor politice și eventual preferințele pentru turul 2. L-am realizat la telefon pe un eșantion de 1086 de persoane, dacă nu mă așa în memorie, pur și simplu, nu înțeleg la care etapă a dispărut acel slide, dar îl vom publica în versiunea prezentării care va fi plasată pe în internet. Și este reprezentativ pentru populația adultă a țării care la momentul studiului se afla în țară. Deci eșantionul nu include regiunea din stânga Nistrului. Eșantionul și rezultatele sondajului la fel nu reflectă niciun fel diaspora, deci cetățenii Republicii Moldova care se află peste hotare la moment. Sondajul sau interviurile au avut loc la telefon, fiind apelat un eșantion de numere de telefon mobil și fix, selectat absolut aleatoriu de către un soft. Prima întrebare viza încrederea în personalitățile politice. Ce e recomandat aici, din nefericire, în continuare nu avem niciun politician în care încrederea numeric este mai mare decât neîncrederea, repulsia, respingerea. Totuși, ordonați după ponderea cetățenilor care exprimă încredere în politicieni, cei care spun că am foarte multă încredere sau oarecare încredere în acel politician, avem următoarea poziționare. Pe primul loc se plasează Maia Sandu cu 21% respondenți care exprimă foarte multă încredere și 19,7% care exprimă oarecare încredere, deci circa 41% versus 55,5% care spun că nu am încredere sau chiar deloc nu au încredere. Pe locul 2 se plasează Igor Dodon cu circa 36% din cetățeni care își exprimă încredere în el și 60% care îl resping. Pe locul 3 se plasează Renato Usatăi cu 19% încredere, urmat de Vladimir Voronin cu circa 21% și sub 20% avem aici pe premierul Ion Chicu, Ilan Șor, Andrei Anastasie. Am măsurat intenția de vot pentru eventuale alegeri parlamentare și aici aveți prezente
cifrele din întreg eșantion, pe primul loc plasându-se Partidul Socialiștilor cu 22,5%, 19,6% Partidul Acțiune și Solidaritate, urmate la distanțe foarte mari de Partidul Șor cu 3,9% din întreg eșantion, Partidul Nostru 2,3%, Partidul Comuniștilor încheie top 5 cu 1,6%. Totodată se declară indeciși 22,4% din cetățeni, alții 16,7% care uneori îi sumează la cei indeciși, dar de fapt o parte din ei sunt deciși, doar că nu au dorit să răspundă, să-și exprime opțiunea de vot, și 5,3% susțin că nu ar merge la vot dacă eventual duminica viitoare s-ar fi organizat alegeri anticipate. Dacă excludem și recalculăm distribuțiile, excluzând cei care nu au exprimat o opțiune de vot, iată care sunt cifrele: 40,4% PSRM, 35,2% PAS, 7% Partidul Șor, 4,1% Partidul Nostru și sub 3% celelalte partide. Am întrebat cetățenii dacă intenționează să participe în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Avem 83% care sunt absolut siguri că vor merge la vot, 4,1% sunt siguri și probabil că voi merge la vot, 4,2%. Dacă ne comparăm cu sondajele realizate în anterior, putem vorbi totuși că răspunsul la această întrebare reflectă o oarecare mobilizare pentru turul 2. Ponderea celor care susțin că absolut sigur voi merge la vot este ceva mai mare decât în sondajele realizate cu alte ocazii. Care sunt opțiunile de vot? Eventual cei care susțin că vor merge, cu cine vor vota? Fiecare al treilea susține că tinde să o voteze pe Maia Sandu, 31,1% pe Igor Dodon, 15,6% susțin că încă nu au decis cu cine vor vota și 20,3% au refuzat să ne spună. Luând în calcul marja de eroare ori la acest eșantion de aproape 1100, marja de eroare aferentă este de plus minus 3%, nu putem fi certi asupra poziționării candidaților. Luând în calcul volatilitatea din cauza marjei, pe primul loc se poate plasa și Igor Dodon. În realitate, fiindcă distanța între cei doi este mică. Oricum am realizat recalculul ca să ne dăm seama, deci în condițiile în care cei care nu s-au decis se vor repartiza proporțional sau nu vor merge la vot și cei care nu răspund la fel, fie proporțional se vor repartiza sau nu vor merge la vot, vom avea 4% distanță între cei doi candidați, 51,5% Maia Sandu, Igor Dodon 48,5%, iarăși luând în calcul marja de eroare, este o situație destul de incertă. De remarcat totodată că este foarte probabil că cei care au spus că probabil nu vor merge la vot sau probabil că voi merge, da? Trebuie să ținem cont că o bună parte din acești respondenți este foarte probabil că deloc nu se vor prezenta. Este vorba de un segment de electorat care este cumva distanțat de politică, nu are opțiune foarte clare, fiindcă dacă corelăm răspunsurile la această întrebare cu răspunsul la întrebare cu privire la votare, putem să vedem că cei care spun că sigur nu voi merge, probabil nu voi merge, în marea sa majoritate nu știu cu cine să voteze. Da? Nu au o preferință politică foarte clară. Corul electoratului, cei care vor da tonalitate, sunt totuși primele două categorii, care sunt absolut siguri că vor merge sau că sunt siguri că vor merge la alegeri. Vă mulțumesc!
Colegi. Mulțumesc frumos, Vasile, pentru prezentare. Acum o să rog colegii de la dreapta la stânga să comentați pe scurt rezultatele, după care o să prezentăm și planurile noastre ulterioare. Vă rog, domnul Barbăroșe. Mulțumesc mult, domnul Pașa. Eu aș vrea doar să spun că diferența, într-adevăr, dintre acești candidați este absolut mică. Noi nu putem să facem nicio concluzie cine va câștiga în aceste alegeri, pentru că marja de eroare este de așa natură, încât fiecare candidat poate să ia mai multe voturi, iar respectivul al doilea candidat va trebui să zică la revedere alegerilor. Însă noi îi chemăm pe toți votanții să participe la alegeri. Este foarte clar că acest lucru este foarte important, așa cum am văzut și aici. Deși sunt destul de mulți cetățeni care nu știu cu cine să voteze, eu personal aș chema să vină în ziua alegerilor și să se gândească la cine, cu cine votează. Ei sunt bineveniți, eu cred că sunt așteptați la aceste alegeri, indiferent de faptul dacă ei vor vota pentru primul sau pentru al doilea candidat, aici nu contează. Este important însă că la aceste alegeri, ei vor avea posibilitatea încă o dată să se convingă că lucrurile merg bine în campania electorală, că sunt pregătiți pentru a fi întâlniți la aceste alegeri. Mulțumesc, domnul Barbaroș, vă rog, domnul Ciobanu. Probabil că voi fi nevoit și eu să repet că diferența între contracandidați este în limitele marjei de eroare, deci este un rezultat foarte strâns și orice rezultat este posibil, având în vedere că mai este o perioadă de campanie, mai avem circa o treime de persoane indecise, funcție de cum se vor mobiliza acești legători, cum echipele contracandidaților vor lucra în această campanie, respectiv se va ajunge și la rezultatul din turul 2. Aș remarca la primul slide, acolo unde avem încrederea în personalități, că încrederea într-adevăr este negativă. Am ajuns și în această situație când în politicieni deja este mai mult negativă decât pozitivă, totuși o ușoară creștere față de Igor Dodon, are Maia Sandu și putem considera aceste cifre, 4-1-3-6, ca un fel de plafon teoretic spre care rezultatele lor, pe care le-am văzut în ratingurile directe, 33-31, ar putea tinde eventual. Deci, dar am zis, ăsta este doar rezultatul campaniei, rezultatul mobilizării. Și cum a remarcat și domnul Cantagi, sondajul nu include votanții din Transnistria, nu include diaspora, acești doi factori fiind exogeni, cu siguranță vor influența rezultatul din duminica viitoare. Mulțumesc, domnul Ciobanu. Colegul Ștefan Grigor. Foarte succint. Eu cred că este important să reiterăm încă o dată că acest sondaj nu reflectă votanții din stânga Nistrului, nu reflectă diaspora și nu reflectă eventualele posibile încălcări ale legislației electorale, precum sunt transportarea organizată, mobilizarea ilicită prin corupere sau alte aspecte negative care noi le-am văzut în ajunul primului tur și posibil, desigur că ar putea avea loc și în turul 2. De asta, marja, practic, diferența între candidații este acoperită de marja de eroare și acest fapt ar trebui să mobilizeze toate segmentele electoratului pentru a participa masiv în turul 2. Noi am văzut o mobilizare exemplară
în diasporă, dar, din păcate, în comparație cu situația din țară, am constatat un anumit absenteism de la urnele de vot. Prezența fiind una relativ joasă și lasă de dorit. De asta eu cred că aceste rezultate ar trebui să motiveze absolut toate categoriile de cetățeni din Republica Moldova și din străinătate să vină la urne într-un mod cât mai masiv și mai convingător. Mulțumesc, domnule Grigor. Eu o să mă refer scurt la câteva aspecte privind rezultatele. În primul rând, această diferență, cum au spus colegii, este foarte mică. Ea poate fi ușor acoperită doar cu alegătorii din regiunea transnistreană și un aspect foarte important. Acest sondaj nu ia în calcul impactul resursei administrative. Adică acest ușor avans pe care îl vedem în sondaj pentru Maia Sandu poate fi foarte ușor recuperat, iar impactul măsurabil al resursei administrative este foarte, foarte greu de estimat, depinde de amploarea și intensitatea cu care va fi aplicat. Un alt aspect la care sunt sigur o să atrageți atenția este scorul obținut de partidul nostru pentru alegerile parlamentare. El este vădit mai mic decât cel acumulat de Renato Osată în primul tur al alegerilor. Aici sunt două aspecte. Primul este transferul acesta de rating de pe lider pe partid durează în timp, dar cea mai importantă problemă este că susținătorii lui Renato Osatăi refuză foarte des să răspundă la sondaje și ne-am lovit de asta și în ziua alegerilor când am făcut acel after poll, care, deși a prins foarte bine diferența dintre Maia Sandu și Igor Dodon în interiorul țării, în cazul scorului lui Renato Osatăi a fost o discrepanță puternică. Am încercat să înțelegem care este problema. Am discutat și cu domnul Usatăi, care ne-a comunicat că dumnealui în foarte multe apariții publice s-a pronunțat în general împotriva multor sondaje manipulatorii, fără să explice cumva că nu ne-a avut și pe noi în vedere. Că sunt sondaje și exact. Sondaje. Din păcate, există acest fenomen, nu voi intra în detalii, nu voi da denumiri de companii, dar eu cred că toată lumea a văzut în baza rezultatelor turului întâi care sunt sondaje credibile, cele ce publică date fără să le modifice și care sunt cele care, în mod vădit, fie au o problemă de calitate, fie de sinceritate. În rest, este suficient să luați rezultatele diferitor companii publicate în campania electorală. Rezultatele, unele companii au zis că au luat în calcul și rezultatele pe diasporă, păi iată să le comparăm. Sperăm foarte mult că fenomenul ăsta o să descrească și oamenii o să-și recapete încrederea în sondaje și vor răspunde cât mai sincer. La fel, avem o mică problemă, dar am reușit totuși să găsim o metodologie cum să evităm. Este reticența unor senatori ai lui Igor Dodon, care la fel s-a pronunțat public, a atacat într-un fel credibilitatea sondajului pe care l-a făcut în ziua alegerilor after poll. Nu ne putem explica această atitudine, considerăm că este una greșită și reiterăm apelul nostru către cetățeni și către candidați, toată lumea să răspundă și candidații să facă apel către susținătorii săi să fie cât mai activi în aceste sondaje. Bun, în cele ce urmează scurt vă prezentăm planurile următoare, așa cum s-a întâmplat și duminica primului tur. Pe data de 15 noiembrie, pe parcursul întregii zile, colegii noștri de la CBS Saxa și cei de la Civis vor realiza același after poll, sondaj în ziua alegerilor telefonic. Vom încerca să sunăm la fel, să avem cel puțin 4.000 de respondenți, dintre care vom vedea câți vor dori să confirme și să ne spună cu cine anume au votat. Vom prezenta la fel în două etape
rezultatul acestui sondaj în, la ora 9, la închiderea secțiilor de votare, date preliminare, și la ora 10, date finale. Invităm toată mass media să prezinte aceste date, să participe la conferință de presă. Reiterăm că, așa cum a dovedit-o și primul tur, toate alegațiile venite de la unii membri ai Comisiei Electorale Centrale sunt ilegale și nelegitime. Absolut toate televiziunile, după închiderea secțiilor de votare pe teritoriul Republicii Moldova, au dreptul să prezinte rezultate. Da, este absolut firesc, măcar pentru că aceeași Comisie Electorală Centrală începe să publice rezultate când undeva în Statele Unite, în secțiile de votare de acolo, bine mersi, se mai votează. Respectiv, niciun fel de restricții nu pot fi impuse după închiderea secțiilor de votare. Vă invităm să participați la conferință. Vom distribui prin ajutorul colegilor de la IFOPRIM Neo încă un comunicat anunț de presă, unde o să dăm toate detaliile privind ce și cum vom face duminică. Astea fiind spuse, încheiem. Dacă nu avem ceva întrebări venite de la jurnaliști prin telefon, nu este. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție și vă așteptăm duminică la prezentarea rezultatelor sondajului After Poll realizat în ziua alegerilor. Vă mulțumesc!